Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Peștișori. Etalare pentru jumătatea lui iulie, cât a mai rămas din iulie, cofii de pe 15, cofii de astăzi, rămâne de văzut. Poate fi început mai de mult, poate o confirmare la etalarea pe toată lunea. Unii dintre voi plângeți, încă plângeți, încă plângeți, dar plânsul ăsta vă face mai înțelept și vă ajută să vă vindecați de niște dorințe intense și de niște emoții, să separați emoțiile negative și să vă ridicați către lumină, să vă vindecați, cum am spus mai devreme. Asta pentru că cineva, dragii mei, nu poate să decidă încă sau nu a putut sau a fost într-o... Bine, posibil și chestia asta, n-a putut să decidă, însă am crezut că este 2 de spade, dar este 6 de spade, 6 de aer. Continui mesajul, că dacă tot a venit, așa voi spune. Cineva n-a putut să decidă, n-a știut să aleagă între bine și rău, între voi și altcineva și din cauza asta v-a rănit, că văd 3 de aer, 3 de aer și posibil să fie semn de foc sau cu marcaș pe foc, dar eu simt în acest context că este energie oarecum imatură, care trebuie să învețe să echilibreze masculinul și femininul. Dacă este bărbat, probabil că acționează foarte mult la nivelul primelor chakre, da? Înțelege bărbăția, masculinitatea ca pe o chestie hipersexuală, da? Și mai puțin consistentă. Și posibil din cauza asta se creează niște răni și la un moment dat unul din voi sau poate amândoi ați încercat să vă detașați. 6, da, 6 de aer, asta face, separă întunericul de lumină, da? Suferința, da, cum am zis mai devreme, suferința lacrimile de lecția spirituală, separați lucrurile, da? Ca să ajungeți la această vindecare de niște dorințe, de niște, înțelegeți unii dintre voi, peștișorii care au lucrat, că unele dorințe nu sunt sănătoase. Eventual, acest mesaj ar trebui să se refere și la ei. Și dacă, cu siguranță, cineva a fost rănit sau chiar amândoi v-a rănit unul pe celălalt într-o formă sau alta, interesant este că în aceste de cărți, 3 de aer arată ca o persoană care studiază. Probabil că o parte din voi, cât o-ți fi, rămâne de văzut, studiați cum să înțelegeți lumina în comparație cu întunericul și cum să vă echilibrați energia masculină cu cea feminină, pentru că toți o avem, nu contează da, ce suntem, bărbați, femei, toți avem și masculin și feminin și femeile trebuie să-și echilibreze aceste energii. Haideți să vedem light motivul acestei etalări. Peștișori. Peștișori. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Peștișori. Iulie. Vreau să vină, deși... Ok, a venit. Oh, ce frumos! 2 de apă. Semnul alchimic al apei. Ce frumos sunt îmbrățișați. Se iubesc, măi. Și e lumină. Și ce frumos îmi vine acum un mesaj de la îngeraș pentru voi. Atingerea voastră vă transformă în aur. Da? Parcă vă transformă din apă, din emoții în aur. Niște personaje cu o valoare specială. Nu doar în ochii celuilalt. Dar voi doi împreună, de ca și când ați fi o sculptură, da? În aur. Voi doi împreună aveți o valoare specială. Chiar dacă aveți valoare separat, împreună sunteți mai valoroși și mai rezistenți și, evident, mai emoționali. Ce frumos! Knowledge! Am zis că se studiază. Se studiază cum să manifestați. Cum să manifestați după ce, da, în primul rând se studiază cum să manifestați, iar as, al doilea as, as de monede, cum să manifestați, nu, am crezut că e primul, cum să puneți în practică această întâlnire. După ce
La un moment dat ați fost blocați mental de niște situații din viața voastră sau de separări sau de dezamăgiri, da? Ați studiat, cum a zis mai devreme, lacrimile acelea s-au transformat în înțelepciune, în lecție spirituală. Studiat cum să vă deblocați mental. Este foarte greu. Noi spunem acum în cuvinte că bănuiesc că și colegii mei vorbesc și ei despre asta, fiecare în forma lui, în stilul lui. Dar în momentul în care ești dezamăgit, este foarte greu să ieși din starea aceea. Nu înseamnă că dacă ești la o plimbare sau mănânci o înghețată cu prietenii sau eu știu ce, ai ieșit. Nu. Nu. Și nu contează semnele din care facem parte. Poate că unii au puterea să fugă mai repede de lecție, dar bine este să rămâi în lecție până o înțelegi, nu? Chiar dacă doare. De-aia am spus, a studiat foarte mult și se studiază în continuare cum să ieșiți din acest mental ca să puteți manifesta un nou început. Evident că acest nou început se poate manifesta și separat în viața voastră, dar cu acest doi de apă, cu acest doi de apă, este clar că e un cuplu special. E un cuplu special și vreți să munciți. Posibil un semn de pământ, iar apar de nu știu câte ori. Mare grijă că dacă vine un semn de pământ să vă ofere ceva, să nu fie căsătorit. Și dacă vă oferă ceva, să nu vă blocheze iar mental și va trebui iar să accesați iar aceste cunoștințe pe care le-ați acumulat în lecțiile anterioare ca să vă detașați. Vedem, că sunt multe variante, dar eu zic că cel mai frumos ar fi să puneți în practică această învățătură pe care ați căpătat-o în a vă schimba mentalitatea, știți cum e, faceți afirmații, ascultați, scrieți în fiecare zi, Doamne, dar ce multe de lucru! Peștișor, soare, lună, Venus, ascendentul în nord, în peștișor, ca să puteți manifesta un alt fel de a gândi. Of, ce greu. Și poate să țină ani de zile, am spus și la fecioară, vindecarea, transformarea, lecția, poate să țină ani de zile. 7 de băte, cu fi semn de foc, mai mult sau mai puțin. La distanță. La distanță, cineva v-a joclat în secret, 2 de monede, în secret, da. V-a spus cuvinte frumoase, eventual v-a mai trimis cât un mesaj, dar e destul de distantă persoana respectivă. Ar vrea să comunice, ar vrea să colaboreze. Dar rămâne de văzut cum o să o facă, pentru că eu simt că peștișorii devin foarte defensivi și precauți. Hai să zicem că sunteți voi, da, cei cu planete noi, cei cu planete în peștișori. Defensivi. Vă apărați ușa sufletului, pentru că în sufletul vostru nu mai poate să vină oricine. Și chiar dacă este acest personaj special, trebuie și el, personajul sau ea, da, să conștientizeze cât de important sunteți, cât de special sunteți. Că dacă nu conștientizează, n-are rost să le deschide sufletul încă. Trebuie să se transforme. În acest motiv am zis că sunteți defensivi. Sunteți defensivi. Și bine, că de obicei cei cu planete în peștișor sunt foarte deschiși, uneori se zice că sunt chiar imaturi, creduli. Nu, imaturi nu sunt, că e totuși o zodie cea mai înțeleaptă, printre cele mai înțelepte, da? Dar dăm impresia de credulitate asta pentru că suntem prea toleranți. Peștișori, ha! Încă o carte pentru peștișori. Asta? Oh, 9 de monede. Vă protejați avuția, reușitele. Da, sunteți în afara coliviei, nu mai sunteți blocați de nimic. Voi sunteți în afară, în grădina voastră, grădina voastră interioară, vă plimbați și vă culegeți roadele muncilor, da, cunoștinței, cunoștințelor. Este foarte asemănătoare, da, cu Knowledge, cu această carte. Da, foarte asemănător. Stau, se uită, meditează, analizează, se pregătesc pentru situația care vine, că e un an greu, vin niște ani foarte grei,
Foarte greu. Se concentrează pe bani, pe stabilitatea sa, pe independența ta, sa. Călătorie spirituală. Posibil este o tăcere între cele două suflete. Cartea a apărut, două suflete, dar a trebuit să vedem ce fază sunteți. E o tăcere încă. E o tăcere pentru că trebuie să treceți, să trecem prin această creștere spirituală. Cineva trebuie să aleagă între creșterea spirituală sau grijile acestea neîntemeiate și stagnare. Deci grijile acestea ne țin pe loc. Da? Nu putem manifesta adevărul, începutul. Probabil cineva nu poate. Probabil cineva nu poate. Și din acest motiv trebuie să treacă prin această tăcere, această lecție spirituală și să învețe să aleagă calea creșterii, calea adevărului, acel as. Da? Pentru că doare asul de spade, taie legăturile și când ceva se taie, da, doare. Asta e. Oh. Ia uite, iar a vrut să se arate. Doi de bâte. Doi de bâte. Luna. Aici suntem noi, sunteți voi. Oh. Dacă sunteți, e poate să fie pentru unii. Și cineva cu marcaj în semn de foc. Împăratul. Văd și semn de foc și semn de pământ. Poate să fie berbec sau taur pentru unii. Unii, nu pentru toată lumea, deși văd și semn de aer. Dar variază în funcție de harta lor natală. Eu nu zic, când zic semnul taur, nu mă refer musai la zodie, ci la planete. Că poate este o anumită zodie și are ascendent în berbec și se poartă ca un berbec. Și berbecul are ascendent în pește și se poartă ca un pește, da? Variază. Oricum, dacă aveți de-a face cu un berbec sau cu un taur, acesta este încă confuz. Nu înțelege profunzimea emoțiilor. Asta vorbim de profunzimea emoțiilor pentru că avem totuși doi de apă, da? Este o legătură profundă, sufletească între voi. Acest împărat, de orice zodie ar fi, da, am spus așa, la modul, berbec sau taur, deși poate să fie și balanță, că e opusul berbec balanță, poate să fie și scorpion și orice zodie, și leu. Acest împărat e încă într-o stare de confuzie, nu înțelege, am zis, profunzimea emoțiilor, îl simte. Ar vrea să comunice, cavalerul de spade, ar vrea să vină să călătorească, să lase în urmă, da, și să manifeste, să lase în urmă ceva ce nu a prit. Posibil, acest doi de bâte se referă la ei, foarte posibil. Să se refere și la ei, pentru că dacă sunteți suflete perechi, se oglindesc oarecum acțiunile și în viața voastră. Vorbesc imediat și despre voi, da? Și ei trebuie să aleagă o viață în care, sau niște relații în care nu s-au simțit împliniți sufletești, da? Și își doresc să manifeste pasiune, dar trebuie să se vindece. Trebuie să se vindece de un stil de viață. Acum să vorbim și din perspectiva peștișorilor. Am spus că peștișorii sunt defensivi. Dacă cineva, dacă un semn de foc sau cineva cu marcaj pe foc v-a blocat, voi învăța să stați în energia voastră, să vă regăsiți independența și valoarea, așa, până învață și ei să aleagă. Da? Să aleagă între personajele de valoare și personajele care nu reprezintă o legătură atât de profundă ca aceasta. Dacă voi sunteți, nu dacă, din perspectiva voastră, voi învăța să fiți mai defensivi, să vă ocupați de independența voastră, așa este normal, că așa se transformă și peștișorii, da? Și veți fi puși la un moment dat să alegeți între independență și acest suflet pereche, dar aș vrea să clarific, va trebui și voi să
vă reechilibrați viața emoțională, să vă cuceriți fricile, să le depășiți și să învățați să mergeți, să manifestați, să mergeți către destinul vostru cu încredere, cu victorie, că asta face faetonul, are victorie determinat, merge către stea, către destinul său, chiar dacă trebuie să lăsați în spate niște cupe. Asta e. Și lăsați cupele goale, pentru că 8 de cupe merge către 9, către satisfacții. Și către încredere în voi înșivă. Am zis dintr-o altă perspectivă. Sper că faceți diferența. Aș vrea totuși să clarific. Cineva vrea să se împace cu voi. Da, judecata, marea preoteasă. Regele de spade. Da, regele de spade plin de emoții. Valetul de cupe, cavalerul de cupe. Se uită la voi eventual. Și în secret, uite, ia uitați-vă, nici nu mai clarific. E un mesaj interesant. În secret, deși s-ar putea să se refere la alt personaj. Da? Aici sunteți voi. Emoțional, visători, uneori, uneori, nu tot timpul, da? Sunteți voi, semn de apă. Regele de spade se uită la voi, vă analizează. În secret își dorește împăcarea. Da? Un mesaj pentru voi. În secret. 8 de spade, iar cineva este blocat și 8 de spade a apărut și aici, trebuie să învețe, cel puțin, da. Mai, 8 de spade, knowledge și 8 de spade. Învățați voi că poate învățăm voi, declanșați ceva la nivel energetic și învață și ei cum să manifeste. Clarificându-i de, iar este în reverse. Da. Deci nu se poate manifesta împăcarea, renașterea, până persoana respectivă nu alege. Dacă sunteți într-o... Dacă este un semn de foc care v-a blocat sau pe care voi îl blocați, îl blocați pentru că nu știu să aleagă. Din acest motiv nu le dați această împăcare. Posibil să vină cineva, dacă vine cineva să încerce o împăcare, posibil semn de foc, să nu vină din dorința, să vină dintr-o dorință egotică de a vă cuceri și nu pentru că a înțeles cât de profundă este legătura între voi și ei. Un mesaj. Trebuie să mai așteptați și voi și ei. Pentru această împăcare. Eu știu, poate până în august rămâne de văzut, dar acum în iulie, 7, dacă e 7, trebuie să mai așteptați. 6 de monede. Până se echilibrează situația între voi, până vă echilibrați și voi financiar, regele de cupe. Da. Temperanța, 3 de cupe. Ca să intrați în această uniune cu sufletul pereche, trebuie să mai aveți răbdare. Trebuie și voi să mai aveți răbdare. Posibil în august, rămâne de văzut. August, septembrie, dacă ne-o mai putea întâlni, dacă nu intrăm în a doua fază a carantinei. Așa că unii stau și o lungesc cu deciziile lor. Acum depinde, știți cum e? Că eu acum citesc la pești, la soare, la lună, la Venus. Combinați-vă mesajul cu celelalte planete. Că poate aveți planete în leu, poate aveți planete în altă parte, știi? Se manifestă împăcarea mai repede. Da? Ce frumos v-a ieșit! Ce frumos! Ce frumos! A apărut la ce am apărut? La palanță, cred că a apărut. Intimitate. Am spus, un moment de intimitate special, dar deocamdată îl simțiți la nivel energetic sufletesc, da? Doi de apă, cei doi sunt împreună, se simt, își cunosc valoarea, își simt vibrațiile, se recunosc când se privesc sau da, când se gândesc unul la celălalt. Este o intimitate și intimitate înseamnă... Multă lume nu înțelege ce înseamnă intimitate. Se gândesc doar la acel act fizic. Nu. Intimitate este să vorbești despre sufletul tău, să-ți deschizi sufletul, să-ți vadă celălalt sufletul.
și cu răni, și cu lacrimi, și cu bucurii. Asta înseamnă intimitate. Și voi trăiți în perioada aceasta în care încă cineva are, da? Vedeți? De lua niște decizii și nu manifestă această judecată. Nu se manifestă pentru că nu a luat decizia, încă nu și-a ascultat intuiția. Trebuie să asculte intuiția. Probabil că persoana este mai puțin. A exersat mai puțin comunicarea cu îngerii. Posibil că tot am văzut un împărat și împăratul e foarte încăpățânat. A exersat mai puțin comunicarea cu îngerii. Și atunci, degeaba îi se transmit niște mesaje că nu le înțelege, nu le aude. Pentru că e încăpățânat. Mai ales dacă e semn de foc sau cu marcaj pe foc. Ia uite, choice, alegeri. Interesant, da? Alegeri, alegeri. Cineva trebuie să aleagă. Și iar văd bărbatul. Dar bărbatul trebuie să aleagă. Doamna e ok, doamna e în regulă. Păi și toaicele sunt ok. N-au nicio problemă. Da, o să continui, a picat camera, o să lipesc ca să apară banda, nu e chiar pe mijloc, e un pic mai jos, încă mă vedeți, încă vedeți și cărțile, așa că o să vă rog frumos să nu intrați în panică, va trebui să lipesc videoclipurile. Ce interesant că am zis apare alegerea, da? Dar în spatele alegerii 62, să vă spună ceva, 35 iar, 3 cu 5, 8, 8 e transformare prin această intimitate, un moment de intimitate pe care l-aveți înăuntru în voi, da? Dacă nu se manifestă această împăcare din cauza că cineva încă trebuie să aleagă. 6 cu 2, tot 8, interesant, da? Aveți de două ori 8, 8 transformare și apare aceeași carte ca la balanță, parcă la balanță, îngerului Jupiter, un Jupiter care trezește. Dar probabil, am zis, eu, nu, zic probabil, zic eu din niște motive, chiar dacă cineva mă critică, nu contează, când spun probabil, știu eu de ce spun. Eu cred că trebuie să vă ridicați undeva într-o altă dimensiune, să comunicați acolo, să vă vindecați acolo, da, ca să se poată face alegerea mai rapid în această dimensiune. Jupiter, știți că ne guvernează, că vă guvernează. Eventual, poate persoana respectivă are și marcaj pe, că vă semn de foc și pe săgetător, posibil, da? Dar nu uitați că în acest timp în care unul, omul, nu contează care, își ia timp pentru decizii, se cade într-o falling, într-o stare de îndrăgosteală. Da, eu zic că o să se îndrăgostească. Pentru că în momentul în care within nothing there is everything. În momentul în care nu sunteți lângă ei, înțeleg marea diferență. Marea diferență. Și înțeleg la un moment dat o să înțeleagă. Așa zic eu, o să înțeleagă pentru că a venit această intimitate în care voi comunicați telepatic, asta înseamnă doi de apă. O să înțeleagă că deși nu sunteți lângă ei, prezența voastră, cât a fost într-adevăr o valoare specială, am zis aur, a fost aur. În continuare, chiar dacă nu sunteți lângă ei, puteți comunica, îi puteți crește, dacă vreți, evident, să-i ajutați. Și uite așa, încet, încet, cineva pică și se ridică. Haideți să vedem. Sper că ați înțeles. Sper că ați înțeles. Ia uite. Fiți autentici. Mesaje la înger pentru peștișori.
Exprimă-ți dragostea prin cadouri. În primul rând, trebuie să iertați pe cei care v-au greșit, care nu au manifestat, nu? Nu au manifestat, n-au putut să aleagă, dar v-au pus eventual să așteptați, că asta înseamnă. Când cineva nu poate să aleagă, celălalt stă și așteaptă. Asta e. Deci, în primul rând, trebuie să iertați. Pentru că în momentul, oh, ce frumos, în momentul în care iertați, intrați în uniunea aceasta a inimilor, vă apropiați de acest suflet pereche, se întâmplă întâlnirea. Întâlnirea. Poate trebuie să iertați pe altcineva, dragii mei, ca să se... Ce frumoase cărți, da? Fiți atenți să nu confundați sufletele perechi cu flăcările gemene. Sau sufletele karmice cu sufletele perechi. Mare grijă, da? Așa că dați-vă timp, lucrați în grădina voastră, învățați să alegeți cu grijă, să vă faceți planuri, ca să înseamnă doi de bâte, își face planuri de viitor. Și dacă nu se întâmplă acum ce v-ați dori unii dintre voi, se va întâmpla la momentul potrivit. Dar până una alta învățați să vă exprimați dragostea prin cadou și poate nu neapărat față de ei, poate față de alții. Pur și simplu. 19. 9 și cu 1, 10, iar numărul 1, 10 sau 1. Momentul în care oferiți, faceți pomană, dați de pomană. Da, ce frumos, dați de pomană. Schimbați energia, oferiți energie ca să vină. Da? Pentru că dacă nu oferiți, stați pe loc și nu se schimbă. Da? Stați, stați, nu se schimbă, nu se face exchange-ul. Dar, am zis, trebuie să iertați neapărat pe cineva, poate pe altcineva, repet, ca să puteți să vă apropiați de flacăra aceasta. Posibil să fie două personaje diferite. Poate nici voi nu înțelegeți. De-aia zic, vă zic poate pentru că sunt grupuri și grupuri. Unii dintre voi trebuie să alegeți între un suflet karmic și un suflet pereche. Între un suflet pereche și un flacără geamănă. Aici este momentul. Și rugați-vă că Jupiter înseamnă rugăciune. Și în momentul în care vă rugați, aveți această trezire. Jupiter, într-un fel sau altul, reprezintă pe Hristos. Rugați-vă la Isus. Jupiter e Horus, e altă formă a lui, să zic, variantă. Deși n-ar trebui să zic așa ceva, că altă variantă nu există, deci Isus este unic. Dar, ai altă discuție, poate cândva o să o avem, da? Rugați-vă la Iisus Hristos. Ca să nu picați sau, dacă ei au picat, să se trezească. Cam aceasta este etalarea pentru această jumătate de iulie, cât a mai rămas. Să vedem în august ce se mai întâmplă. Și, repet, nu vă mai supărați dacă apare dunga aceea. Ascultați că mesajul e important. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!